Municipiul Călăraș s-a aflat în data de 13 octombrie sub avertizare meteo cod galben de vânt puternic și ploi torențiale. Deși vijelia a durat câteva minute, a reușit să rupă zeci de copaci și să smulgă mai multe acoperișuri. Cea mai afectată zonă a fost zona Parcului Central din municipiul Călăraș. Pompierii militari din cadrul detașamentului Călăraș au fost solicitați ieri pe timpul codului galben să deplaseze în mai multe părți ale orașului pentru a ridica bucății smulse de vijelie din acoperișurile blocurilor, mai multe crengi căzute și chiar un copac. Vă spunem, au fost cam 8 astfel de intervenții. Nu au fost pagube majore, dar am ajuns la fiecare dintre solicitările făcute de cetățeni.